Născut în 1799, Petrache Poenaru a fost un inventator și matematician român, însă viața lui a fost plină de aventură și experiențe deosebite. Absolvent eminent al școlii Obedeanu din Craiova, Petrache a fost atras de viața haiducilor din mahalalele orașului, cărora li s-a alăturat când nu împlinise încă 22 de ani. Spre uimirea și amuzamentul noilor săi camarazi, tânărul nu știa să folosească armele și avea asupra lui o călimară cu cerneală. De îndată ce a fost prezentat lui Tudor Vladimirescu, a devenit unul din pandurii lui, ajungând în scurt timp omul de încredere și șeful cancelariei sale. În această perioadă de activism politic, potrivit unor marturi ai acelei perioade, Petrache Poenaru ar fi inventat chiar și drapelul tricolor. Pe steagul revoluționarilor lui Vladimirescu ar fi fost culorile roșu, galben și albastru, scriu cronici ale vremii, iar acest drapel a fost realizat de Poenaru. Tot la inițiativa lui Petrache a apărut foaia de propagandă, care prezenta idealurile armatei de revoluționari și care a fost primul ziar românesc de propagandă. Când Tudor Vladimirescu a fost asasinat, Poenaru se afla în misiune diplomatică în străinătate, astfel a reușit să scape și s-a refugiat ulterior la Sibiu. După un timp a reușit să obțină o bursă de studii și să plece la Viena și la Paris. A studiat topografia și geodezia, a devenit absolvent al școlii politehnice din Paris și în această perioadă a inventat primul stilou modern cu rezervor de cerneală, pe care l-a brevetat în 1827, sub numele de condeiul portăreț fără sfârșit, alimentându-se însuși cu cerneală. 3 ani mai târziu, a avut ocazia să participe la inaugurarea primei căi ferate din lume, care lega Liverpool de Manchester. Iată ce scria Poenaru pe 27 octombrie 1831. Am făcut această călătorie cu un nou mijloc de transport, care este una din minunile industriei secolului. 20 de trăsuri legate unele de altele, încărcate cu 240 de persoane, sunt trase deodată și de o singură mașină cu aburi. În 1831 s-a întors în țară și a devenit profesor la Sfântul Sava. A început să se dedice învățământului românesc, publicând cursuri de algebră și geometrie și a înființat școlile publice sătești. Numele lui Petrache Poenaru este legat și de introducerea în România a sistemului metric decimal, care a fost legiferat abia în 1864. Tot la insistența lui, a fost înființată o facultate de științe exacte cu 3 secții. Topografie, inginerie de poduri, șosele și arhitectură. În 1870 a devenit membru al Academiei Române, iar 5 ani mai târziu, în 1875, s-a stins din viață.